Fosta vila lui Nicolae Ceaușescu se reabilitează cu viteza melcului. Preluată de mai bine de un deceniu de Consiliul Județean Mehedinți, clădirea este și astăzi un șantier. Finanțat inițial cu fonduri europene, proiectul a continuat cu bani județeni, căci a pierdut finanțarea de la Uniunea Europeană. Acum, sub numele de Centrul Regional de Afaceri Dunărene, imobilul stă cu ușile închise. Aceasta este imaginea de ansamblu a fostei vile a lui Nicolae Ceaușescu în proiect, căci în realitate lucrurile sunt total diferite. Fosta vilă Ceaușescu, actual Centrul Regional de Afaceri, pe hârtie finalizat, în realitate se lucrează. Sunt uși închise, căci nu este nimeni aici în afară de pasnici. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu acest proiect susținut de Consiliul Județean Mehedinți. Imobilul ce poartă pompoasa denumire de Centrul Regional de Afaceri a fost luat în custodia Consiliului Județean Mehedinți de mai bine de 10 ani. De atunci se tot reabilitează, dar fără succes. La început s-au folosit bani europeni, care au fost pierduți de Consiliul Județean și restituiți cu dobândă. La un moment dat s-a folosit inclusiv finanțare de la județ. Întrebat de stadiul lucrărilor și de data la care centrul va fi funcțional, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu a răspuns ca la maraton, adică pe fugă. Speriat că a fost luat la întrebări, Georgescu nu știa cum să se strecoare și să dea bir cu fugiții. Vreau să vorbim și noi despre Centrul Regional de la Gura Voi. Ce se întâmplă cu el? Poate vorbim mâine sau luni. Centrul Regional la Gura Voi este aproape gata și vom da în folosință. Ce se întâmplă? N-ați văzut cu el? Păi știam la un moment dat că ați primit fonduri europene și le-ați pierdut și acum... Le-a pierdut Duicu. Căutați acolo. Despre acest proiect, consilierii județeni nu știu foarte multe și nu pentru că ar fi secret, ci pentru că Aladin Georgescu nu le comunică nimic. Acest proiect al fostei vile a lui Ceaușescu, așa cum este cunoscută, de fapt Centrul Regional de Afaceri în momentul de față, pare că nu se va mai termina niciodată. În 2016, mi-aduc aminte foarte bine, campania de la alegerile parlamentare a fost dată de acolo, dintre dărâmături, de către actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, și echipa sa de la acea vreme, echipa de campanie. Suntem totuși în anul 2022 și acest proiect nu este finalizat. Slabe șanse, din punctul meu de vedere, să fie finalizat prea curând. Și dacă nici măcar cei care fac parte din Consiliul Județean nu știu prea multe, oamenii din zonă nici atât. La vila lui Ceaușescu și pe urmă era, veneau din Severin, din toată țara. Și acum nu știți ce s-a întâmplat cu ea? Nu știu nimic. N-am mai văzut pe nimeni ducându-se pe acolo. Pentru european ceva, nu știu, n-am idee, nu știu să vă zic. Dar n-ați auzit pe niciunde ce se face acolo, se lucrează, dar nu știți. Nu știu. Imobilul de la Gura Văi a fost administrat în anii trecuți de către Uniunea Scriitorilor din România, iar în ultima perioadă fusese concesionat unei firme de pază din Mehedinți.